preluat un proiect de la vechea conducere, foarte important pentru comunitate, dar totodată este și foarte, foarte costisitor pentru comuna noastră și când spun asta mă refer la cofinanțarea care trebuie să participăm noi și care este destul de însemnată, și anume 40% aproximativ din valoarea proiectului. Care e valoarea proiectului? Valoarea proiectului este de 137 de miliarde. Mă refer la banii în lei vechi, dar este un proiect de rețea de apă și canalizare plus stație de epurare împreună cu comuna vecină, comuna Uncești. Un proiect pe ADI prin fondul de mediu. Proiectul a ajuns în etapa de predare a amplasamentului și totodată s-a semnat și ordinul de începere a lucrărilor. Care va fi traseul sau tronsonul pe care se va lucra? Este vorba de drumul principal pe DJ186, mai precis în direcția dinspre Sighet, partea dreaptă, unde va fi amplasată doar magistrala, să spunem așa. Iar pentru restul comunei, partea opusă plus străzile aferente, ne-am pregătit un proiect de extindere, canalizare și plus branșamente. Având în vedere că acest drum va intra curând în reabilitare, interesul de a termina lucrările în cât mai scurt timp este foarte mare, precizează autoritățile locale.